Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft Moda pe Quantu. Și ce dă nemernicul ăsta după mine? Băi frate, tu-mi strigi mie intro, tu-mi strigi mie afacerile de viitor aici. Da, fraților, bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft Moda pe Quantus. Băi fraților, în acest episod o să avem de lucru până în Nether, pentru că pe un livestream eu am început laboratorul lui Dexter. Glumesc, laboratorul lui Horhica și vreau să îl termin și nu prea mai îmi place cum arată chisel drogul ăsta Midori, din Midori Block. Și fraților, am găsit un bloc super super fain. Se numește Void Stone, dar am nevoie de Obsidian și de Ender of Eye. Și ca să fac rost de, sau altă variantă, Purpur Block și un Ender Pearl. Și mi se pare mult mai ușor să fac cu Purpur Block și Ender Pearl, pentru că Purpur Block-ul ăsta îl găsesc în acea dimensiune și îmi dă și mai multe bucăți de voidstone aici, 48, aici îmi dă 16. Bineînțeles, dacă vreți să mai continuăm cu episodii în această serie, aș avea rugămintea ca toți cei ce vă uitați acum să apăsați pe butonul de like și dacă strângem peste 1.000.000 de like-uri, dacă strângem peste 1.000 de like-uri, toată lumea care va lăsa un comentariu pozitiv va primi inimioară de la mine, cum facem de fiecare dată dacă strângem o anumită sumă de like-uri. Așa că dacă mă susțineți și sunteți alături de mine, nu uitați să apăsați pe butonul de like, mai ales că filmez foarte multe clipuri de Minecraft modat în avans pentru a vă uita voi. Deci da, nu uitați de un like și hai să trecem la treabă. Faza faină e că ne putem teleporta direct la end aici și ne aruncăm în portal. Și să vedeți belea acum, să vedeți belea acum, că cred că avem o mare belea. Ca să ne întoarcem avem ăsta. Și mi se pare mie, ca să pot să mă duc în dimensiunea aia, uite, am murit de 70.000 de ori, ca să mă pot înmăce în dimensiunea aia, cred că trebuie să am o perlă să mă teleportez, nu? Da, cred că asta și trebuie. Și ghiciți ce, eu n-am o perlă. Însă, norocul nostru că, nu, v-am să dau într-un enderman, norocul nostru că avem niște d-astea de ender pearl-uri pe aici. O să le luăm, o să iau câteva la mine, să fie acolo în caz de o să avem nevoie, pentru că am aripile astea și o să zbor. Doar cred că duș și întors o să le folosesc, de aia însă mai multe și să nu dau cu perla în void, că rip. Easy, Leanu, s-a buguit, holy shit. Nu, bun, sper că nu s-a pus waypoint aici and ears 2. Nu, bun, pe vremea când noi încă foloseam blocuri și nu aveam Angel of Ring, avem un drum de aici și scopul meu este să iau purpur bloc. Sper să fie acel bloc la, pe care îl știu, dar nu mai știu unde, mai anume, mai exact. Găsisem eu un end, dar că eu cu Sami, acel mic castle. O fi aici unde am dead-ul ăsta? Vedem acum. Chiar nu. Ba da, uite, fix aici unde am eu dead-ul ăsta. Am... avem castelul ăsta super tare și bănuiesc ăsta este purpur bloc de care am eu nevoie. Purpur bloc, da, o să grifăm puțin zona pe aici, sper să nu se supere nimeni din zonă, adică ăia șulcării, pentru că nu ne supărăm, băi frate, aici nu e pe supărare, aici avem nevoie pentru diferite crafting-uri și vreau să iau mai multe ca să nu mai fac alte 10.000 de drumuri până aici, pentru că nu este un drum chiar atât de ușor, deși avem alea cu teleportările, este mult mai ușor, însă nu vreau să fac 1.000 de drumuri până în end. Așa că fac un drum și e de ajuns, cred că o să iau undeva la 2 stack-uri, nu știu, vedem acum cât o să mă ducă. Dar chiar pickers-ul ăsta trebuie să am puțin grijă, că nu prea mai are durabilitate și nu vreau să-l spar, pentru că totuși am Fortune 3 și eficiență 5 pe el. Eficiență 4, pardon, și n-aș vrea să-l pierd fix acum, pentru că e foarte rapid, am și Fortune, am tot ce vreau. Am auzit sunete de monștri, mă speria puțin, ies din cât avem un start și 43 și aici 4 bucăți pentru 48. Deci zic eu că 2 stack-uri în cap chiar vor fi... mai mult decât suficiente. Ia cât mai avem nevoie, să pun aici să văd exact când fac 2 stack-uri în eu. Am făcut 2 stack-uri. Stai să mă uit un pic prin zona asta. N-avem de unde găsim elitra. N-avem, dar o să iau bannerele astea. Ia dacă
le spar, că o să spar mai repede. Da, spar mai repede, o să le culeg imediat de pe jos. Pentru că eu cu bannerle nu prea mă pricep să le craftez. Și dacă tot sunt aici, profit de lucrul ăsta și iau și bannerele. Bun, acum hai să le iau de pe unde au căzut. Uite, am mai lăsat ceva blocuri pe aici, hai să le luăm și pe astea. Câte bannere am? 4 până acum. Parcă erau mai multe. Erau mai multe. Uite, încă unul aici. Uite, încă unul aici. Mă rog, restul nu mă mai interesează. Hai să mai iau perlele de pe aici, că o să am nevoie în crafting-uri. N-am foarte multe, adică am ceva perle acasă, avem și ferma de perle. Însă, ca să nu ducem lipsă, vom mai lua de aici câteva. Deci, pentru cu fiecare perlă putem face 48 de void stone-uri. No, bun. Așa, hai să fac un stack și eu sunt împăcat cu ideea. Așa, acum ne teleportăm la Endgame 2 și cum ajung acasă, dau o perlă prin asta, să am grijă pe aici, oricum avem fly și trebuie să intru înapoi în portalul ăsta. Sper că nu dă iar aia că am terminat Minecraft-ul, că nu știu ce. Ar fi ciudat, sincer. Nu, nu ne mai dă și ne-a teleportat direct acasă? Bune, te teleportează Fierce unde ai tu spawn point-ul. Super tare, uite, chestia asta eu chiar nu știam și de ce lipsește ciudă asta. Mă rog, acum nu mai lipsește. Uite și chestie faină a făcut Sam ieri pe un live. Ieri Stastră, n-a fost live-ul ăsta, a trecut mult timp. Uite, ne putem teleporta așa, ne uităm în punctul roșu, shift și ne teleportăm foarte ușor. Nu, bun, hai să intrăm în casă și să mai iau perle necesare, să mă mai uit o dată. Iar începe, mă, ploaia. Weather clear. Nu suport ploaia absolut deloc. Să ne mai uităm o dată la rețetă. Ok, foarte simplu. Așa. Nice, facem void stone-uri. Știa că mi-am cam umplut inventarul de void stone-uri. Bă, arată chiar foarte... Ia, sunt că... Ți-ai ceva damage, nu ți-ai. Foarte frumos. Și unde mai am loc să-mi pun iteme? Uite, fierce sunt cu fărul ăsta. Pun și găleata, pun și bannerele momentan. Dăm să le aranjeze. Eu pe ce aveam să-mi aranjez inventarul? Pe G. Foarte frumos. Și dacă luăm și un chisel, nu știu pe unde... Nu ăsta. Mi s-o fi spart. Ah, uite, un chisel de ăsta. Ia, știi ce? Ia, stai. Ca să nu mi se mai strice mie așa repede. Am mai minat ieri foarte puțin. M-am dus 2 minute. Am găsit diamante. Să facem un diamond chisel. Pentru că are ceva mai multă durabilitate. Așa, mă rog. Nu, bun. Și hai să vedem ce putem obține de aici. Ceva care arată foarte frumos. Trebuie să ne uităm foarte atent. A void stone. Nu prea pot să le văd aici că sunt mici, dar le putem lua să vedem cum arată. Asta. Bă, asta chiar îmi place cum arată. Cred că cu asta o să fac zidurile. Mov e culoarea mea de suflet. Dacă vă uitați pe canalul meu, vedeți că mov este mai suflet culoare. Așa că o să sparg eu nebuniile astea pe aici. Și o să pun cu void stone-uri din astea. Să văd cum arată, iar dacă nu-mi place, ne supărăm și punem alte blocuri. Ok. Hai mă, că arată bine, îmi place. Chiar îmi place cum arată blocul ăsta. E super, super fain. Păi bune, mie chiar îmi place cum arată. Deci culoarea asta este, asta este culoarea mea preferată. De fiți așa cum arată ea, e culoarea mea preferată. Și nu îmi puteți... What the fuck? Și nu vă puteți lua de opinia mea pentru că e strict opinia mea, nu? Să am luat piciorul, așa. Chiar arată bine, dar parcă cu lemnul ăla nu știu ce să zic. Void stone. Primal void stone. Da, chiar, hai să mai vedem alte de-astea. Poate ne răzbândim. Primal void stone. Vedem cum arată ăsta, totuși. Ia să mă uit așa în mare.
Aș putea să-l combin chiar. Da, chiar, yes, la asta nu m-am gândit. Îmi plac toate astea la Voidstone. Și chiar aș putea să le combin, să fac într-un fel pe o parte, în alt fel pe altă parte și... ar arăta mai bine, nu? De exemplu, aici, pe rândul ăsta de jos, aș putea să spar toate astea. Să le pun, să pun Primal Voidstone-urile astea. Mamă, un foarte laborator de ăsta și cu design și maker. Băi, ești prost la cap. Nu, bun. La fel o să fac și pe partea asta. Ok, deci am văzut unde trebuie să strec ceva, e în plus. Ce? A, lol, nu e în plus, e pus aiurea lemnul ăsta, acum observ. Am pus lemnul ăsta cu un rând, cu un rând mai jos și era diferit de ce făcusem partea alaltă. Bun. Și cred că o să mai am nevoie de lemn din ăsta. Deși sunt sigur că mai am. Oh shit, și pe ăsta pot să-l pun doar așa. Nu-mi convine situația. Așa că mergem puțin sus. 100% aici dacă n-am mătunchel. Dacă n-am lemn de ăla. Uite că mai avem 6 bucăți și nici nu avem nevoie de mai mult. Punem aici 2 și în partea asta încă o bucată. Nice! Și acum Voidstone-ul. Aici, aici, aici. Aici că nu trebuie. Așa. Tup, 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 tup. Iar aici, de-astea cu semn de Shatrabens. De ce-ți voi? Să-mi bap și o primară, dar am crezut că e ceva. Incantație Shatrabens. Uite, să mai pun și aici. Că parcă e prea dreptunghiular și uniform și nu-mi place chestia asta. Aici și aici. Nice! Bă, mie chiar îmi place cum arată, nu știu ce spuneți voi. Însă mie chiar împlecitando cum a ieșit și aici, cred că am sărit eu cu, da, cu un nivel. Asta nu prea mai îmi convine. Pentru că trebuie să fac rost iar de chisel stone de ăsta. Uite și pe, și pe aici, de fapt nu, că aici o să fie zid. Dar aici o să am nevoie de încă un rând. Da, bun, hai că mă duc acum după rândul ăla. Mai găsim noi din... parcă dacă punem stone-ul la... ia să vedem, de la stone se făcea. Da. Parcă asta era. Sperăm că ăsta era chiselul de care am eu nevoie. Asta e. Da, asta e, da. Sunt 100% convins că bucățile astea nu o să ne ajungă. O să fac eu rost de astea și o să le pun acum. Peretele ăsta... de fapt, ia stai un pic că mă gândesc eu acum. Dacă eu aș pune aici să încep peretele din zona asta la altă, să pun așa, ca să nu mai dau tot zidul ăsta jos. Băi, eu zic că ar fi mult mai ok. Doar că o să mai am nevoie de lemn și nu o să mai fac același model. O să fac altceva. În primul rând să mai punem un stack aici și să luăm... nu e ăsta, e alt. Este să punem... e unul mai închis la culoare, uite ăsta e. Da, ăsta e. Da, ăsta e, voiam să mă asigur. Și să vedem cum putem face noi. Aici cred că o să pun... ceva mai simplu. Aici o să fie lemn. Și aici nebunie de asta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uite, aici o să pun 4, 5. Aici o să fie iar lemn. De fapt, nu, stați un pic, acum încep din partea asta. Aici o să fie lemn. Aici o de asta de 3. 2, 3, o să fie iar lemn și 1, 2, 3, 4, 5. Mamă, simetriu, perfect e aici, să-mi bă piciorul de nu. Să mai băgăm puțin la chisel, astea și să luăm, nu știu cum se numea oare. Asta o fi. Da, asta e. Am nimerit.
Și acolo în goldurile alea o să fie lemn. Și pe tavan, ia dacă pun 3. Am așa impresia că mă dau cu apă. Cred că o să trească să mai sparg încă un nivel. Și o să fac cu toporul meu secret. Magical toporișcă. Unde am eu... Să-mi bag piciorul dacă știu unde am lăsat hammerul ăla. Cel mai probabil în casa mare. Ia să mergem puțin în vizită până în casa principală. Până în start base să vedem dacă pleacă mă dă tezere cu The Poyangel. Suntem dacă aici mi-am lăsat eu hammerul. Fai de viața mea. De ce am primit poison și de ce încă primesc poison? Băi, îmi dă ceva poison. Nu știu. Aolo, nu bubui, te rog. Cam bubui la creeperi pe SMP-ul ăsta. Aici dă, nu mai știu de mine. Și cu asta o să fie relativ ușor. Ia zi, am filmat 16 minute, bă, chiar m-am mișcat repejor. Ok, o să începem, uite, de aici. Așa. Facem și o grămadă de XP totodată. Să fiu foarte atent să nu se spargă. Mamă, la first. Haule, și aici o să fie zona de dar și nu sparge. Deci ar fi venit până aici. 1, 2, 3. 1. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Ce-mi place sunetul ăsta când iau XP. Îmi place foarte mult și cred că o să trească să-mi repar foarte rapidando. Și... ăsta, cum se numește? Și hammerul de-l folosesc acum. Pentru că nu vreau să-l stric pentru că mi l-a făcut Sami. Și sincer să fiu, nu mai știu cum îl fac. Adică pot să mă uit la un episod al lui Sami să-mi readuc aminte. Nu că aș fi știut. Trebuie să fiu foarte atent aici. Cât mai are durabilitate? 418. Unde l-am pus? Uite la aici. Foarte bine. Oricum e foarte folositor. Cu ăsta am găsit diamante. Am minat de două ori. Am spart așa și am și dat de diamante. Nu de alta, dar mai aveam nevoie de 2-3 diamante acolo. Și alea au fost binevenite. Băi, chiar îmi doresc și pe laptop să pot să mă joc cât de cât, adică cât sunt plecat. Să mă mai joc așa ca să mai învăț. Că doar din uitat, nu știu, nu-mi place. Doar să mă uit. Doar să admir. Nu mă interesează să pot să filmez. Am așa măcar vreo 60 de FPS-uri. Să pot să mă joc. Totuși are i7 laptopul ăla. E nemernic, creu nebunul. Așa. Mai luăm XP. Așa. No, bun. Bă, dar știți care e faza? Că eu când filmez clipul ăsta este joi. Și la apare de-abia luni, cel mai probabil. Pentru că filmez în avans. Și dacă intră cineva aici pe live, Roni sau Sami, am belit-o. Așa, hai că avem și lopățica asta de diamond. Ca să scoatem dirt-ul rapid de prin zona asta. Tup, 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 tup. Așa, și pe tavan habar nu am ce voi pune. Cred că tot așa ceva, o combinație de asta purpuriană. Pentru că îmi place foarte mult. Aș putea pune chiar asta default așa. Deci de aici o să vină zidul. Nu? O să fie lemn. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Vesea asta. 3. Și aici lemnul. Hai mă că iese bine. Uite aici m-am dus cu o daia în plus pentru că nu știam exact cum o să fac zidul. Asta e voice tone-ul default? Holy shit. Nu de asta trebuia să pun aici. Trebuie să-l sparg. Shit. Asta nu prea-mi convine. Pentru că și aici am pus o leacă. Hai să mai mâncăm. Băi, fraților, eu o să opresc aici acest episod. Am făcut destul de multe chestii.
Cred că până în episodul următor o să stau să mă mai joc și o fie mai un pic ca să termin aici totul și cred că în poza de thumbnail o să pun cum a ieșit aici încăperea. Până atunci nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, să mă susțineți în continuare. Eu am fost GeoStyle și ne auzim data viitoare. Ciao, lăsați!